voce alta prea mult timp. Nu pot să mă relaxez, frate. Nu pot să stau departe, frate. Trebuie să duc treaba mai departe, frate. Nu te relaxa, frate. Nu te relaxa, frate. Poate mâine vremea ta, frate. Nu te relaxa. Bine ai clicul acest videoclip, ăsta e Mindful, sunt Andrei și sunt dator cu mic update. Am niște vești noi, nu am mai postat de ceva timp pe YouTube, dar cu toate astea să știți că am un proiect destul de interesant care va apărea, sper eu, în jurul Crăciunului. Când zic sper, e o modalitate de-a mea de a mă face să fac lucrul respectiv cât mai repede, cât mai bun și cât mai calitativ posibil. Da, nu am mai postat de ceva timp pe YouTube, aproximativ o lună, nici pe Instagram, nici pe TikTok, pentru că viața e viață. Dar cu toate astea am fost activ, mai latent, cu un proiect pe care aș vrea să-l postez în jurul Crăciunului. Mai exact, un documentar. Partea a doua din documentarul Viața unui student în pandemie. Dar de data asta vreau să fie și mai bun, și mai profi, și mai funny. Pentru că da, dacă nu știați, suntem în pandemie de 2 ani, evident glumesc. Cu toate astea, viața noastră s-a schimbat mai mult sau mai puțin. E, în documentarul ăsta vreau să văd cum au trăit alții pandemia. Iar alții înseamnă prieteni de-ai mei, oameni dragi la care am mers acasă să filmez sau mai degrabă am filmat online, pe Zoom, pe Meet. Ca să vă dau puțin așa de o idee, documentarul este despre pandemie în general, mai degrabă un recap al anului 2021, un rezumat la tot ceea ce s-a întâmplat în România în perioada anului acesta. O veste grozavă pentru omenire, anunță oficial. Se află acolo la vamană de la... Mai mulți oameni au ajuns în stare gravă. Manifestanții au mărșăluit spre Parlament. A apărut acest fenomen. Există însă un minus. Sunt foarte entuziasmat și sper că o să iasă ceva mult mai bine decât cel de anul trecut. Dacă nu l-ai văzut, poți să dai click Viața unui student în pandemie. Asta ar fi una dintre știri. Vești. Vara aceasta am dizertația dezertației, dezertez dezertația dizertației. Ați înțeles? Ce înseamnă dizertația? Înseamnă un studiu. Și am nevoie de tine. Dacă vrei să participi la studiul pe care îl fac eu pentru dizertația mea, ai link în descriere, primul link din descriere, poți să completezi acolo. Este un formular de tip Google prin care te întreb cum treci peste o despărțire. Mai exact, titlul dizertației este Cum trec bărbații și femeile peste o despărțire. Dacă vrei să mă ajuți și să particip activ totodată la un studiu academic, link în descriere, încă o dată, primul link, m-ar ajuta enorm de mult dacă ai vrea să-mi completezi formularul pentru dizertație. În altă ordine de idei, voi începe o mică promovare, campanie de promovare pentru documentar, pentru că sunt foarte hype și sper să fiți și voi la fel de hype cum sunt eu, dar eu cred că va fi ceva mult mai fain față de cel de anul trecut, pentru că apar mulți mai mulți oameni în afară de mine, pentru că în celălalt apream doar eu. Așa că acestea fiind spuse, pe lângă un Crăciun pandemic, cum ne-am învățat în anii ăștia, va mai fi încă un documentar pandemic. Iar de la anul din 2022, Doamne ajută să nu se întâmple absolut nimic catastrofal, voi încerca să postez mult mai des, mult mai regulat și să am un content, evident că de fiecare dată sper eu că bun. Cam atât am avut de spus, a fost un mic update, un mic... Bună, salut, încă sunt aici și n-am plecat nicăieri. Nu uita, dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, să dai like, share și subscribe. Dacă vrei să-mi completezi formularul de dizertație, cu toată dragostea ai link în descriere jos. Ăsta a fost Andrei, ăsta a fost Mindful. La revedere, pa, pa, ne vedem, cred că la documentar, pentru că nu mai postez nimic până atunci, pa, pa! Nu te relaxa, frate, nu te relaxa, frate.